Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face astăzi o etalare minunată în care aș vrea să văd, dragii mei, care este curajul acestei persoane, dacă are curajul să facă mai mult în viața asta cu dumneavoastră, dacă are curajul să vă caute, dacă are curajul să schimbe ceva în bine, pentru că simt că foarte mulți dintre cei care vă uitați la aceste videouri, dragii mei, pe care eu le public o situație generală de dragoste, cam astea sunt și întrebările dumneavoastră. Am ales astăzi această temă, sper să fie pe sufletul tuturor care ascultă, să vedem ce va face persoana aceasta mai departe, care vor fi premizele și care, într-adevăr, este scopul relației lui cu dumneavoastră sau a intențiilor pe care această persoană, el sau ea, le va avea în viitor. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează, cu siguranță veți găsi un mesaj, dacă nu, dragii mei, măcar ceva care să vă aducă liniște sufletului. Sunt convinsă că vom vedea mesaje de toate felurile. Haideți să vedem ce se întâmplă deci mai departe. Încep cu oracolul unicornului, după care voi trece la tarotul Rider Waite. Haideți să vedem, iubiții mei. Ați văzut că în fiecare zi aleg alte cărticele de tarot și este foarte frumos pentru că așa trecem prin mai multe energii și primim cât mai multe răspunsuri pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos tuturor celor care sunteți în direct, mulțumesc frumos celor care vă uitați și după ce nu mai sunteți în direct, mulțumesc tuturor celor care îmi lăsați cuvinte, complimente, păreri și care sunteți lângă mine zi de zi în munca mea. Mulțumesc frumos din suflet și vă iubesc pe toți și iertați-mă că nu pot la fiecare în parte să vă răspund. Însă mă impresionează mult poveștile dumneavoastră de viață. Am văzut diverse păreri despre ceea ce ați trăit sau ați simțit cu persoana de care vorbim astăzi, de persoana la care vă gândiți. Vă doresc tot binele din lume și sper ca în ceea ce vedem împreună, de fiecare dată, în ceea ce eu voi etala, să aveți răspunsuri pentru sufletul dumneavoastră și, evident, soluții. Haideți să vedem, dragii mei, deci ce ne spun astăzi capricornii, care sunt energiile care astăzi ne vorbesc pentru dumneavoastră. Avem așa, avem energia persoanei care, dragii mei, trebuie să facă lucrurile într-o formă calmă, într-o formă în care să aștepte momentul potrivit pentru a muta sau pentru a mișca ceva în viața sa. Simt aici că foarte mulți poate v-ați avântat la un moment dat în, poate într-o călătorie sau într-o situație sau într-o, să spunem, perioadă din viață în care dumneavoastră nu ați controlat lucrurile foarte bine și atunci ceva a venit peste dumneavoastră. Poate că ați avut aici necazuri, ați avut discuții, ați avut separări, ați avut parte de ceva negativ sau poate v-ați izbit de un zid atunci când ați încercat să comunicați cu persoana dragă. Ceea ce sfătuiește această energie este că tu trebuie să te miști în ritmul tău, să lași timpului timp, să lași răbdarea, dragii mei, să acționeze, pentru că de multe ori, din lipsa de răbdare, ne grăbim și facem greșeli în viața asta. Facem greșeli în modul în care ne exprimăm, facem greșeli în modul în care abordăm persoanele sau nu așteptăm acel moment potrivit în care să putem spune ce ne doare și de ce. Pentru foarte mulți aici simt că este o perioadă de calmitate, dar este calmitatea aceea dinaintea furtunii, când dumneavoastră trebuie să vă faceți foarte bine temele și să vă pregătiți pentru un eveniment ce urmează să se întâmple în viața noastră. Poate că veți avea acea discuție pe care o așteptați, un mesaj, un telefon sau poate pe neașteptate această persoană va încerca să se apropie. Atunci, cu calmitate și cu foarte mult tact, va trebui să știți pe unde călcați, ce cuvinte scoateți dumneavoastră pe gură și ce faceți mai departe cu această persoană. Deci luați-vă tot timpul din lume, pentru că nu aveți de ce să vă grăbiți, dimpotrivă, toate vin la timpul lor. Haideți să vedem mai departe, dragii mei, următoarea energie. Următoarea energie îmi spune că veți fi într-o poziție de luptă, dar nu de o luptă în sensul de a ataca, dragii mei, ci în poziția acelei persoane care acum știe să se apere, care a trecut prin atâtea focuri și prin atâtea furtuni, încât acum știe cum să stingă focul și cum să înfrunte furtuna. Știe exact ce barcă trebuie să ia ca să traverseze marea. Da, eu vorbesc un pic în metafore, dar dumneavoastră cu siguranță le aplicați în viața personală. Aveți un spirit foarte, foarte luptător. Luptător, am spus, nu în sensul agresiv, nu în sensul că vă apucați să vă luați mai pe stradă la bătaie, ci dimpotrivă, drăguților, aveți un spirit care știe să se apere, știe să se pună ferm și cred că foarte mulți ați învățat, dacă îmi permiteți, pentru că avem această energie a soldatului trecut prin foarte multe războaie, după multe experiențe, după ce ați trăit o grămadă de situații care nu v-au adus liniște, dimpotrivă, ați devenit puternic. Ați devenit ceea ce sunteți astăzi, da? Pentru că avem aici energia unui centaur. După cum știți, aceste ființe mitologice erau cele care păzeau pădurea, erau cele care luptau până la moarte, erau cele care niciodată nu se dădeau înapoi de la un război
pe corecte, da? Deci un război făcut corect, un război în care să-și apere, să spunem, teritoriul, căsuțele, persoanele care le iubeau și așa mai departe, da? Deci centaurul în sine a fost o, să spunem, o entitate, dragii mei, și în istoria mitologică și nu numai, care ne arată această forță a dumneavoastră, pentru că mulți aici sunteți exact în această poziție. Pregătiți de atac, dar fără să atacați, și este minunat, pentru că asta înseamnă că sunteți față în față cu orice persoană, orice dușman sau orice prieten care vrea să discute cu noastră și atunci știți să abordați din acel punct de vedere de eu știu să controlez, eu sunt pregătit pentru orice, nimeni nu mă mai învinge, da? Nimeni nu mă mișcă de aici, nu mă învinge. Este foarte, foarte frumoasă această energie a spiritului de luptă. Bun, mergem mai departe și aflăm și cu ultima energie, cam ce trebuie să faceți dumneavoastră mai departe. Este acest, să-i spunem, nu știu, cred că în unele limbi se numește duende, în altele se numește spiriduș. În fine, este un spiriduș al pădurii care spune așa, că ar trebui de acum încolo să faceți lucruri și simple. Spun asta pentru că simt aici energia multor persoane care s-au băgat în lucruri complicate, dragii mei. Ori ați intrat într-un domeniu nou în care nu vă descurcați foarte bine, ori v-ați mutat undeva unde nu sunteți mulțumit, ori sunteți cu un serviș care deja vă dă bătăi de cap și vă gândiți dumneavoastră așa, nu e ceea ce am căutat. Iar dacă este vorba de relația personală, este vorba de acea simplitate prin care trebuie să vedeți lucrurile. Nu mai complicați situațiile, nu vă mai complicați mintea gândind, urzind și, cum să zic, făcând din nimic un armăsar, da? Pentru că această energie arată că lucrurile simple și mărunte sunt foarte importante și că trebuie luate ca atare în anumite perioade din viață, da? Deci, nu trebuie să faceți eforturi foarte mari ca să mișcați munții, ci trebuie cu lucruri micuțe și mărunte, pentru că ați văzut dumneavoastră, aici chiar este cuvântul piatră în această energie, o piatră oricât de mică răstoarnă o căruță mare, da? Deci oricât de mică pare piatra, de fapt este o piedică, este un moment când trebuie să deblocați ceva, dragii mei, pentru că cu simplitate veți fi bine, veți fi, cum să vă zic, în primul rând vă veți descărca de toată energia asta negativă sau de toxicitate foarte mulți. Iubiții mei, asta am văzut în energii, așa vi le povestesc cu cuvintele mele, sper să vă placă, nu știu dacă la toată lumea sau toată lumea e de acord cu stilul meu, dar este stilul meu. Eu v-am povestit, eu îmi place să văd și partea frumoasă, și partea romantică, și partea mitologică, și partea metaforică, pentru că, dragii mei, viața e frumoasă și, evident, în orice lucru există și o poezie și o realitate dură. Așa că prefer să văd partea, cum se spunea, paharului plin. Trecem acum, drăguților, la această etalare în care vrem să vedem curajul acestei persoane de a reveni, de a vorbi cu tine, de a se întâlni cu tine, de a repara o relație, de a comunica, de a-ți arăta că te iubește. Da? Deci vorbim aici de un curaj pe care eu vreau să văd dacă persoana la care vă gândiți îl are. Îl are și evident îl aplică în ceea ce trebuie să știți dumneavoastră că se întâmplă în viitorul acestei relații. Da? Eu cred că veți avea multe răspunsuri și chiar dacă nu vorbim doar de curajul în sine, vreau să vedeți exact care este energia acestei persoane astăzi. Haideți să vedem, dragii mei. Ca zodia avem pești, avem berbec, avem vărsător, drăguților, avem aici și un leu. Avem din nou vărsător, avem capricor, fecioară, avem iarăși berbec. Haideți să vedem ce ne apare. Avem aici taur, scorpion, balanță. Le scot pe toate, după aceea le comentăm împreună, drăguților. Mai lipsesc două. Leu, berbec și iarăși capricorn. Așa, stați un pic, le și voi suie un picuț mai sus ca dumneavoastră să le vedeți. Eu cred că acum se văd foarte, foarte, foarte bine. Da? Și dacă nu uitați, am să mișc un pic camera ca să se vadă și mai bine. Bun. Haideți să vedem ce vor să ne zică astăzi cărțile, dragii mei, pentru că am început aici în forță cu două cărticele care una arată momentul în care cineva se gândește și ia decizii și momentul în care ies niște lucruri la suprafață sau se trece de un episod cu, să spunem, rezonanțe negative. Drăguții mei, eu văd așa că timpul, din păcate aici, așa cum începe această etalare, nu a fost în favoarea dumneavoastră de niciun fel. Când spun asta că n-a fost în favoarea dumneavoastră, e pentru că, poate chiar în ultimul timp sau în timpul trăit cu această persoană, acest om ți-a arătat, poate cu subiect și predicat, într-o formă sau alta, că
n-a avut nevoie de tine până la capăt. Sau la un moment dat s-a întâmplat aici ceva, cineva a intervenit între amândoi și această persoană și-a luat tălpășița sau a spus: am nevoie să stau singur, am nevoie să mă gândesc, am nevoie să plec dincolo, mi-am dat o altă șansă, vreau să văd dacă funcționează și, din păcate, nu pot merge mai departe lângă tine. Pentru majoritatea situațiilor pe care le văd astăzi, dragii mei, cam asta a fost situația. Iar pentru o mică parte dintre noastră, văd aici că au intervenit niște persoane care, clar, au blocat aici energetic această relație, da? Poate chiar cu influențe de tipul mama, soacra, prietena, cineva care nu vă iubea foarte tare sau cineva care i-a băgat acestui om în cap lucruri care, evident, făcând caz acestor persoane, această persoană a blocat relația cu tine, a plecat sau pur și simplu a luat-o pe alt drum. Că pur și simplu despre asta este vorba. Văd aici că această persoană s-a simțit și ea cumva respinsă, dată la o parte sau într-o formă sau alta tu ai simțit că nu s-a oferit să o ia de la capăt cu tine pe un alt drum. Parcă ați fost aici la o răscruce, aș putea spune, drăguții mei, de drumuri în care dumneavoastră și acest om trebuia să știți dacă ori mergem înainte, ori rămânem așa cum suntem, la modul fiecare la casa lui, pe drumul lui, în țara lui și așa mai departe. Simt aici multă distanță pentru mulți, multă răceală, pentru că avem și un 4 de spade. Simt că această persoană a luat o pauză sau tu ai luat o pauză de la această relație, pentru că ceva, dragii mei, acolo clocotea și când a dat în foc, cum se spune, n-a mai funcționat, da? Simt aici că foarte multe secrete au ieșit la suprafață cu această lună, sunt lucruri care nu vi s-au spus, care au rămas așa într-o umbră sau emoții negative și disgust, da? Dezgustat, pentru că ați fost foarte dezamăgit, să spunem, de felul în care această persoană v-a tratat, v-a lăsat sau v-a eliminat din viața sa. Poate că mulți aici și dumneavoastră l-ați lăsat pe el sau pe ea, dar asta pentru că ați văzut că băteați cum era, ampio, da? Deci băteați totul într-un gol, adică nu se mai, persoana asta pur și simplu nu se mai exprima cu dragoste față de tine. Era ca un fel de gol între amândoi, era ca un fel de abis, te-ai simțit dat la o parte, ai simțit pur și simplu, haideți să o spunem într-un cuvânt mai simplu, că nu mai erai important sau importantă pentru acest om. Și în momentul în care cineva simte că nu mai are importanță și nu mai are încrederea necesară, dragii mei, ca să meargă mai departe, să tragă la aceeași căruță, aici ceva s-a rupt. Evident că pentru mulți aici, după cum vedeți, avem și treiul de săbi. Este vorba de triunghiuri amoroase, este vorba de faptul că omul ăsta ori avea pe altcineva, ori și-a găsit pe altcineva nou, ori te-a părăsit de dragul unei relații trecute care a încercat el acolo să ațâțe focul, să învie ceva sau să se ducă în zona de confort. Pentru că foarte mulți aici, dragii mei, văd că a existat multă lașitate, poate chiar un pic de rușine pentru unii. Cineva aici s-a simțit respins, s-a simțit pur și simplu lăsat în urmă și nu știu de ce cred că poate dumneavoastră ați avut acest sentiment trist din cauza tratamentului cu această persoană sau felul în care această persoană a spus lucrurilor pe nume. Mai simt aici că ați încercat poate într-o formă disperată să explicați acestei persoane ce nu funcționa și ce trebuia să schimbe, iar această persoană v-a dat spatele pentru că el știa mai bine, el făcea mai bine, el tăia și spânzura. În cazul domnilor este vorba de oia, da? E o persoană care o văd aici că a fost focusată, dragii mei, din păcate, și pe anumite interese sau poate a stat cu dumneavoastră la un moment dat într-o formă de pasiune un pic ciudată, doar pentru a câștiga niște avantaje. Poate ei sunt avantaje de bani, avantaje energetice, emoționale sau de toate tipurile. Pentru că, drăguții mei, banii se mai recuperează, da, într-o formă sau alta în viața asta, evident nu spun că nu sunt importanți, dar în momentul în care cineva te lasă cu neuronii la pământ, te lasă trist, te lasă într-o formă de depresie în care tu nu mai mănânci, nu mai bei, nu te mai hrănești, te îmbolnăvești cu nervii pentru cineva, din suferință, din că nu mai știi ce să mai faci, acel lucru vă spun eu că este cel mai grav pentru că este cel mai puțin probabil să-l mai recuperezi, da? Sau într-o formă sau alta, timpul petrecut și timpul pierdut pe care simt aici într-o formă foarte asiduă, că dumneavoastră l-ați trăit cu această persoană și parcă aici v-ați simțit defraudat, da? Deci am petrecut atâta timp cu tine, am făcut atâtea lucruri, atâtea eforturi, iar tu mi-ai dat spatele. Asta simt pentru foarte mulți ca energie în acest moment. Acum vorbim de curaj. Credeți-mă că persoana asta a plecat cu lașitate, nu vă niciun curaj aici la el, decât faptul că într-o formă sau alta unii poate v-au spus măcar pentru ce plecau. Chiar dacă nu era corect, chiar dacă vă spuneau în față, de fapt nu te-am iubit, nu am ținut la tine și așa mai departe. Văd că a aruncat tot felul de cuvinte această persoană pentru că n-a vrut să-și arate adevăratul suflet către tine. N-a vrut să-i cunosc slăbiciunile, n-a vrut să-ți o iei în cap într-o formă sau alta în felul în care această persoană se îndrăgostise. Oricum, la început a fost o mare distracție pentru că pentru foarte mulți aici, dragii mei, mai ales cei care lucrați împreună și v-ați cunoscut cu ei sau cu ele, sau cei care ați stat o perioadă împreună cu aceste persoane, a fost aici o pasiune maximă, da? Deci a funcționat chestia aia cu atracția fizică foarte mult, dar sufletește aici cineva nu s-a implicat, da? Deci a venit,
a luat și a plecat, da, exact ca în Veni, Vidi, Vinci, da, cum era în proverbul acela latin, numai că n-am vins pe nimeni, ci și-am vins propria persoană, pentru că în final această persoană, vă spun din suflet, că suferă, da? Suferă pentru că în final și el acum se simte dat la o parte. Se simte tratat rău, se simte respins acolo unde s-a dus. Poate a plecat din cauza unor bani la o familie sau la o persoană care l-a atras cu ceva. Sau mulți erau dragii mei în pragul divorțului și ca să nu piardă tot s-au gândit ei că e mai bine să se întoarcă pe ultima sută de metri. Vedeți, dumneavoastră, e că cred că omul ăsta, cum nu are curaj să revină de moment, e pentru că persoanele la care s-a dus, dragii mei, l-au făcut pur și simplu harakiri, da? Exact ca în japoneză l-au făcut harakiri. Într-o formă sau alta îl văd la pământ. Nu mai are zona de confort pe care o credea. Nu a putut face nimic în partea banilor. Tot ce i s-a oferit acolo într-o formă sau alta simte că n-a fost sincer și simte că s-a vândut diavolului, da? Pentru că foarte mulți aici au acea durere sufletească în care au făcut lucruri care ulterior nu și-au mai regăsit ecou în sufletele lor. Și-au dat seama că de fapt nu sunt atât de indiferenți cu tine, nu sunt niște persoane care să nu fi simțit chiar nimica și în final viața l-a dovedit că dragostea poate să vină pe nepusă masă, da? Este clar că această persoană are nevoie de vindecare, de echilibrare, iar tu probabil că te-ai simțit insuficient pentru ceea ce își dorea omul ăsta, da? Că n-ai fost suficient de, că n-ai făcut suficient de mult, că n-ai stat suficient de tare sau n-ai suportat suficiente lucruri. Dragii mei, clar, în această relație a fost un dezechilibru, iertați-mă, pentru că simt aici că foarte mulți dintre noastră ați dat tot și n-ați primit nimic. Chiar văd acele dezechilibre în care cineva pune pe masă absolut tot ce are cu gândul că dându-i celălalt încrederea, banii, dragostea, vreau să fiu cu tine, sentimentele mele sunt cele mai curate, sau acceptându-i copiii, sau făcând orice, absolut orice, îl ridici de jos, îl îmbraci, îl ajuți, îi cumperi, îi faci sau îl susții, dar cu tot ce ați făcut pentru această persoană, persoana aceasta nu va recompensa nici pe jumătate. Da? Simt aici că vă aduceți aminte de conversațiile cu această persoană, că ați trăit aici momente foarte frumoase și că această mare dragoste pe care tu ai simțit-o în trecut, sigur că exista. Doar că omul ăsta ți-a arătat o perioadă grija și susținerea sa, după care au existat schimbări foarte mari. Dintr-o dată vorba lui n-a mai fost aceeași, n-ai mai simțit dragoste, n-ai mai simțit aici pasiune, n-ai mai simțit că persoana asta trăia pentru tine așa cum încerca să arate la început, dar dintr-o dată s-a purtat dur, nu-l mai recunoșteai, nu mai recunoșteai și ceva s-a schimbat radical, fapt care a dus la ruperea acestei relații. Pentru foarte mulți aici văd că nu vă mai vorbiți, sunteți separați, sunteți blocați, fiecare într-o altă parte, într-o altă țară, într-o altă casă și nimic nu mai este așa cum era odată. Drăguților, văd aici că noastră vă doriți o comunicare, dar comunicarea asta vă spun din suflet că astăzi nu o văd să fie foarte rapidă și cu siguranță această persoană nu este încă pregătită să dea ochii cu dumneavoastră. Spun asta pentru că văd aici că va veni o schimbare în viața sa care îi va justifica că faptele sale au fost greșite, că faptele sale nu te-au făcut pe tine fericit cu nimic sau fericită, că a lăsat în urmă lucruri foarte importante pe care tu îi le ofereai. Niciodată persoana asta n-a știut să iubească nici înainte de tine și nici atunci când a fost cu tine, acum înțelege cum funcționează viața și cum funcționează lucrurile. Și că atunci când ești la greu, contează foarte mult să ai o persoană care, o să dau un exemplu absurd, dacă să înțelegeți la ce bat apropo, e că atunci când ajungi în scaunul cu rotile, să nu-ți facă vânt păscări, da? Deci simt pentru foarte mulți acea energie de sacrificiu maxim, de iubire frumoasă, pură, pe care dumneavoastră ați simțit-o pentru persoana asta și persoana asta, iertați-mă, în multe cazuri, nu chiar la toată lumea, dar în mulți ceea ce văd aici ca energie, și-a bătut joc. Eu cred că a făcut orice ca să scape de iubirea care îi invada pieptul, simțea foarte mult dor pentru tine și atunci se simțea legat, dar are un ego până la cer și o ambiție de fier. Iar ambiția asta, dragii mei, poate pe acest om l-a ajutat să avanseze într-o carieră, să fie o persoană publică, să facă o firmă proprie, să răzbată în străinătate unde era foarte greu, să-și facă o viață proprie, să poată să se dezlege de multe lucruri. Dar această duritate în relația cu tine nu a fost sănătoasă, da? Deci n-a fost ceva sănătos, dimpotrivă, parcă și-a arătat colții și cu tine atunci când nu trebuia, iar tu ce să faci mai mult decât ai făcut, pentru că ai zis ți-am dat tot și nici așa nu ai fost mulțumit. I-ai adus luna de pe cer și a spus de ce e galbenă, că el o vroia roșie sau ea o vroia roșie, da? Deci este iarăși o metaforă tristă, dar văd aici foarte multă durere, pentru că orice ați făcut și orice sacrificiu a fost un pic în gol sau în van pentru foarte mulți. Orgolul acestei persoane se pare că e mai presus de orice, dar credeți-mă, vorbind de curaj astăzi,
că va prinde un anumit curaj imediat ce va rezolva niște situații din viața sa, pentru că deja trimite informații despre faptul că se dorește să te revadă. Este într-o carență de sentimente, este într-o carență emoțională, nu se mai simte bine și deși și-a rezolvat anumite probleme financiare, să știți, este dispus poate la un nou început la un moment dat cu tine, dar după ce va vorbi. Spun asta, dragii mei, pentru că simt aici că această persoană vrea să comunice, să vă povestească cât de rău a fost acolo unde a fost, cât de rău i-a fost fără tine, ce dureroasă și ce mare a fost distanța. Ce rău se simte pentru lucrurile pe care nu le-a făcut la timpul potrivit. Pentru că, vedeți, noastră e chestia aia cu trenul care trece o singură dată printr-o gară. Simt foarte mult că vrea să îmbunătățească lucrurile în viața sa și îmbunătățind lucrurile în viața sa, evitând acele piedici de până acum, vrea să se bucure de plin de persoana ta, de a avea o conversație. Pentru că a existat o situație complicată, să știți, pentru amândoi. Poate nici tu n-ai fost chiar pe roze, nici tu n-ai putut să lași niște lucruri în urmă pentru omul ăsta, poate și tu i-ai pus niște condiții care la un anumit moment l-au sfidat sau l-au făcut să se simtă impotent și atunci, dragii mei, cred că aici a fost un pic și un război de ambiții pentru mulți, da? Două pietre tari, am mai spus eu un alt etalet, ca doi alfa, da? Deci eu nu mă las condusă, eu nu mă las condus, eu sunt mai tare, ba eu sunt mai tare și în final v-ați înfruntat pe diverse teme. Evident, este o situație pentru anumite persoane care ascultă. Cei care ați avut trimise energie negativă drăguților pentru a-l ține departe de dumneavoastră pe acest om, cred aici că această situație se va clarifica, se va disipa, pentru că simt aici că până la urmă divinitatea intervine într-o formă foarte sănătoasă și karma și spune, este clar că până aici a mers, acum trebuie să se dezlege și să-și revină la normal. Pentru că liberul arbitru, dragii mei, și propria voință sunt cele două, zic eu, elemente care sunt necesare ca atunci când alegi în viața asta să le poți aplica cu toată inima, da? Nu stau din obligație, nu stau din frică, nu stau din teroare, nu stau cu cineva doar pentru că vreau să pierd timpul, nu. Stau cu cineva care mi aportă sentimente, dragoste și încredere. Iar dacă aceste trei elemente, dragii mei, omul ăsta nu ți le-a oferit, pentru că pentru mulți văd aici care multe carențe în acest sens, tu vei sta foarte ferm pe poziția ta. Simt aici, de altfel, cu această regină de bâte, că sunteți foarte hotărâți, dragii mei, să nu mai îndurați nimic aiurea, să nu mai înghițiți minciunile, să nu mai înghițiți toate vorbele și toate lucrurile care acest om vrea să vi le picteze într-o altă lumină. Veți vrea fapte și sunteți hotărâți, dragii mei, să faceți un pas decisiv doar în momentul în care omul ăsta se vindecă, ia inițiativa, are curajul, vorbind de curaj astăzi, să rupă pisica în două și să ia acele decizii dificile cu tine pe care până acum n-a avut curaj să le ia. Deci aveți nevoie de foarte mult drum împreună. Eu nu cred că e dispusă să suie pe un cal, să vină acum spre tine ca un prinț sau ca o prințesă, pentru că aceste persoane, dragii mei, poate n-au știut ce doresc de la viață mult timp. Pe unii dintre ei au dominat plăcerile lumești, poate pasiunea, banii, chestiunile care nu au avut nimic de a face cu tine. Poate că aici a pierdut timp și a stat lângă persoane total negative și toxice și până nu va ieși din acea roata hamsterului, cum se spune, nu are cum să vadă ce a pierdut sau cine ești tu sau care este situația între voi doi astăzi. Eu sunt convinsă că la un moment dat va da un semn, pentru că este clar aici că vine, dragii mei, într-o formă sau alta, doar că aveți mare grijă, pentru că probabil persoana asta se gândește intens la tine, cum să revină lângă tine, simte foarte multă atracție fizică, foarte multă pasiune, dar, dragii mei, atenție să pună și suflet, da? Să nu mai acceptați să aveți doar întâlniri dintre acestea scurte, pe perioadă scurtă, sau doar să vină când vrea, să plece când vrea și în rest să nu vă ofere absolut nimic decât atracția fizică, da? Deci foarte mare grijă, pentru că am aici un cavaler de bâte care văd că se înfruntă cu această regină de bâte, în sensul că de data asta nu veți mai accepta ca fost frumos să vină 2-3 ore, ci să vină de tot dacă vrea să vină, da? Deci ori ești cu mine într-o relație serioasă, ori la ușa mea nu mai bate, da? Deci îmi place foarte tare energia în care sunteți astăzi. Iar curajul acestui om, uitați că îi vine curajul în final, da, cu acest cavaler, dar atenție mare în ce energie vine. Pentru că dacă vine iar în energia plec și vin, plec și vin, stau, nu stau, sunt și cu tine, mai sunt și cu alte două tanti sau cu altcineva, nu este ok. Drăguții mei, cred că vă veți face singur dreptate. Sincer, am acea convingere din această etalare de astăzi, da, apropo de curajul acestei persoane, că așa cum el are curajul să revină, să spună, să ceară și să facă, dumneavoastră veți avea curajul să vă iubiți pe dumneavoastră, să luptați pentru cei al dumneavoastră și să nu mai acceptați jumătăți de măsură. Iubiții mei, aceasta a fost etalarea. Sper să vă fi plăcut din toată inima mea. Haideți să vedem ce avem astăzi ca litere. Între timp am să spun clar, cei care doresc etalări, dragii mei, că am uitat să spun la început, vă aștept cu mare drag la acest telefon de pe măsuță, la fel și în descrierea acestui video. Aveți telefonul și e-mailul, evident, în momentul în care noastră aveți nevoie.
Dacă nu, nicio problemă. Deci dumneavoastră știți exact momentul când aveți nevoie de lămuriri în viața dumneavoastră. Și mai scot două litere și gata. Bun, haideți să vedem ce litere ne-au ieșit. Avem așa, avem litera M, avem litera Q, avem litera B, avem litera N, dragii mei, avem litera A, avem litera M, nu, W, iertați-mă că M-ul l-am avut, litera T, dragii mei, litera F, litera P, litera K, litera U și cred că atât, pentru că restul se repetă. Da, avem aici un BQP, o să le las oricum ca să vedeți dumneavoastră că se repetă, sunt mai sus, dar eu cred că au ieșit foarte multe litere, așa că sunt convinsă că veți găsi printre ele cât mai multe inițiale de la persoanele la care v-ați gândit. Așa că, drăguților, sper să vă fi ajutat și această parte cu literele. V-am zis, nu este sfârșitul lumii, nici nu este obligatoriu ca aici să iasă absolut toate inițialele. De fiecare dată vor ieși altele, așa cum ați văzut că le facem împreună aici. Eu sper să fiți ok cu ceea ce am văzut, să vă ajute ceea ce am făcut în această etalare, să aflați despre curajul acestor persoane și ce se întâmplă mai departe. Așa că, drăguții mei, vă aștept cu drag la etalări personale. Dacă aveți nevoie, nu uitați să dați like-uri, nu uitați să vă abonați, dați pe clopoțel ca să primiți în timp util atunci când public un video. Vă aștept și cu abonări dacă doriți la acest canal. Mi-ați face o mare favoare pentru că mă ajută mult în munca mea și ne revedem cu drag data viitoare. Nu uitați că vă iubesc! Pa, pa!